Ok, am dat un rec. Da, dar aș vrea și eu să, ha, să-mi iau o cameră de aia. Păi îmi spui și te ajut cu ce vrei tu să-ți iei. Mamă, și tu cu tricou cu conacul și eu cu tricou cu conacul. Ok. Bun. Băieți, pentru cine nu știe ce se întâmplă, suntem iar la un episod cu Andrei. Aș vrea să-i zic Andrei, chiar dacă oscilez între un cutoret, Andrei. Tu zi, Andrei. Am vorbit puțin pe live, cine știe și a fost pe live. Buci, Și ni s-a buci. blocat live-ul, nu pot să înțeleg de ce mi s-a blocat live-ul și acum merge să înregistrez treaba asta. I don't know. Și am zis, băi, ne oprim aici pentru că oamenii deranjează în pice live-ul să o blocheze Andrei, să mă blochez eu. Ne oprim aici și mai bine filmăm dacă, pentru că oamenii voiau să ne vadă în discuția asta pe amândoi. Vrem să mai facem un episod cu Andrei, în care să vorbim puțin, de data asta vorbim puțin pentru că el a evoluat și s-au întâmplat Mâncați-aș. câteva schimbări în viața lui. Și vrem să le aflăm și vrem să vorbim cu el. Din start la fel, aceeași chestie, nu e un clip monetizat, chiar dacă clipul ăla putea să facă, a fost unul dintre cele mai bune clipuri ale mele. Nu contează, nu e un clip Toate monetizat, la fel. ne interesează doar discuția cu el. Așa că ceea ce puteți faceți voi dacă vreți să susțineți, apăsați un buton de like, atât. Te-ai blocat la mine. Bun. Andrei, de la ultima noastră discuție s-au întâmplat câteva chestii în viața ta frumoase, zic eu. Voleu. Frumoase, nu? Rău de tot, sincer. Ai apărut la Iumor. Cum te-ai Da. gândit, hai să luăm cronologic așa, cum te-ai gândit să apar la Iumor, sincer? Păi nu m-am gândit. Ideea este că a fost o întâmplare, știi? Pure. Cum adică? Deci cineva de la Imor, fetele cu talent. Așa se numesc pe Instagram. Deci ele sunt cele de la casting, știi? Și am fost abordat de o tipă deci cu gândul de a merge la Emol. Deci ai fost contactat ca să te duci la Iumor de fete. Da, exact. Și e bine că nu am avut cum să refuz pentru că oricum voiam să merg, dar cum mi s-a ivit oportunitatea, am zis, gata, Deci, mă practic, fii duc. atent aici, ce se întâmplă des, de ce? Mâncați-aș. Mai ții minte când am zis eu să filmez podcastul cu tine? Da. Deci eu voiam să te caut pe tine, am intrat pe profilul tău, ți-am dat follow, am dat pe mesaj și eu aveam mesaj de la tine cu câteva ore înainte. Nu? Sau o zi maxim. Cum Da, era? o zi. Cum dânsi? Bro, salut, am auzit că mă vei la un podcast și eu ți-am dat mesaj. Bro, uite, voiam să-ți dau acum mesaj. Ok, Da, deci se exact. întâmplă multe de astea. Și ai ajuns la Iumor. Fute. Da, Cum exact. a fost? Cum a fost? Cum te-ai simțit? Bă, a fost o experiență extraordinară, adică am avut emoții de m-am căcat pe mine, deci Da. fi, deci nu mai puteam, eu Știa în ziua aia cineva de n-am tine că mâncat ajunge nimic. acolo? Din. De pe TikTok sau de unde? Nu, din oamenii care sunt acolo prezenți la emisiune. De în Dar afară de tine. știa doar castingul, Da. știau Copot și Badea, știa că vine un băiat special, atât. Deci nu i s-a zis că vine un băiat cu turet. Băiat special. De-aia au avut și ei reacțiile alea, știi? Deci nimeni nu Ok. știa, nici din juriu, nici publicul, nici Ok, deci nimeni. a fost o reacție spontană. Exact. Așa, și ai ajuns înainte în backstage. Cum e în backstage? Da, deci se numește holding treaba aia. Ok. Mâncați-aș! Și în mare parte erau mai mulți concurenți. Noi am stat prima oară afară. Pule! Am stat afară, am vorbit. S-au adunat toți concurenții, mai erau ceva invitați. O venit și Moroșanu era acolo. Ok. Pule! L-am văzut pe Chelu Covăniț, după aia și Bendeac și Deli au venit. Dar atât, în momentul ăla eu m-am abținut, știi? Pentru că Bendeac totuși m-a văzut că aveam niște spasme. Dar m-am abținut ca să nu stric surpriza. Ok. Ca! Deci a fost o surpriză frumoasă. Și pule! După aia, ideea în sine a fost că trebuia să intru. M-am dus să fac un interviu. Am făcut un interviu, a fost super mișto. M-am ținut și acolo puțin pentru că ziceam prostii. Pule. Și după aia am avut ilustrațiile, dar am avut emoții indiferent, la toate. Eu acum îmi dau seama că eu sunt super fascinat de tine. Nu știu cum ți se pare treaba asta. Cred că o auzi din gura unui bărbat, unui om care face show online. Deci ne-am văzut astăzi în real, ți-am strâns mâna și nu știu, sunt super fascinat de tine. Adică, nu știu, pe lângă faptul că ți-am zis, asta e percepția mea despre tine, poți să-mi spui orice. Știi că noi am avut chestiile alea în care tu mi-ai spus, domne, bine, mă rog, eu nu... Ha! Pe
pentru mine ești încă un luptător, un învingător, știi? Chiar dacă și tot ce ți se întâmplă acum, eu cred că meriți treaba asta. Mă rog, bun, hai să nu intrăm. Ok, lasă-mă. Mersi mult de tot și apreciez. Dar știi bine că și tu ești la fel. Deci, muncim pentru... Pe lângă faptul că faci treaba asta, ce faci tu pe live și mai departe, și ești cum ești, dar... Ești tu acolo. Mulțumesc, am o chestie. Mulțumesc. Bun. Pule. Și ai fost în holding, ai dat interviu și ai intrat în holding. Exact. Ok. Și erau ceva concurenți cu care nu m-am întâlnit afară. Da. Dar și afară. Asta am râs de ne-am căcat pe noi. Pentru că am țipat în gura mare că am COVID. Ok. E bine, nu aveam. Nu am. Și nu am. Da. Și ne-am tăvălit pe râs pe acolo toți de și producția și toți. Am intrat în holding și au început filmările. Și noi eram filmați și trebuia să intre Copul și cu Badea. Și eu, paf, aveam ticurile astea pe care le-am și acum. Paf, paf, era la ordinea zilei. Ce mai ziceam? Pule era la ordinea zilei. Și alte prostii. Caca. Deci eu când aveam o stare în care ziceam că nu făceam ticuri, te-ai blocat. Și ziceam de cameră, când aveam momente în care nu făceam așa de tare, se întorcea camera, știi? După care începea să am mai multe, se întorcea spre mine, știi? Dar nu mă uitam în cameră. Okay. Și ne-am anunțat că vedeți că vine Padea și Copoț. Introducerea, o să vorbească cu fiecare. Și cum au intrat ei, deci au intrat Padea și Copoț, salutare tuturor și așa mai departe. Padea cum a intrat, s-a blocat așa, s-a uitat la mine atent. Și intre și Copoț și Copoț era, te grăbești? Ok. Bă, genial. Și, dar au avut o atitudine de profesioniști, sincer. Nu s-au scăpat, nici nu au râs, știi? După ce au venit la mine și au vorbit cu mine, i-am zis că bă, e ok să râzi, adică nu sunt aici să cer mină, știi? Asta e cea mai importantă. Și cred că cu asta ar trebui să vă obișnuiți și voi, băieți. Bă, niciun om, indiferent de boala pe care o are, nu cred că are nevoie de milă. Cu asta cred că... Faci mai rău. Da, îi dăunezi pentru că omul ăla nu vrea să se simtă, are momente care nu vrea să se simte inferior ție. Deci cu asta îi puteți ajuta. Tratați-i de la egal la egal. Asta e prima chestie. Exact. Bun, și ai ajuns pe scenă. Așa, înainte de scenă eu eram mort. Deci eu eram mort. Am luat 7. Aoleu, am luat 7 pastile de sedativ pe ce? Erau niște homeopate, știi? Puteam să iau până în 10 pastile. Și vine la mine producătorul și nu producătorul. Era un reporter de la IMOR cu care chiar am vorbit foarte mult. Și a stat cu mine. Și am apreciat timpul ei, pentru că ea a stat cu mine și când ieșeam la țigară și dacă mă plimbam puțin pe acolo, deci ea a stat cu mine tot timpul. Da. Pule! Era de apreciat. Pule! Și mă întreba că, da, tu vrei să mori? Știi? Așa cu o față serioasă. De la cam la pastilele alea. Wow. Dar nu, e-s homeopate. Okay. Era, ha, fix. Ha, puf. Și după aia mă cheamă și zice că Andrei, tu vii. Mamă, deci când am auzit că Andrei, tu vii, știi cum, adrenalină și toate. Au intrat toate în tine. Tot muștarul. Ha, pule. E muștarul. Așa. Și dau să ies. Intru în acolo unde era Badea și Copa și unde vorbește cu tine puțin. Ce o să faci așa mai departe, dacă ești pregătit, bun. Pa! Și după aia au zis, bine, poți să intri. Am trecut pe acolo prin untru, am coborât scările, erau niște scări înainte de a intra pe scenă. A venit cu mine un tip din producție. I-am zis să-mi dea o sticlă de apă să am cu mine acolo în caz de ceva. Și dacă e, o cer. Pule! Nu! Apa! Apa. Și am așteptat acolo și aud, atenție, că știi cum zice Limor, atenție. Atenție, s-a blocat. Da, deci a fost treaba cu atenție, când au zis atenție, dă-i cu palpitații. Am auzit tot. Da, de alea, am zis că mor. Dar am zis că nu-mi pasă, indiferent ce se întâmplă, urc. Că de-aia am și venit. Și zice după aia, atenție, doamne și doamne, Andrei Ungureanu. Mamă, cu aia, am zis că... Cum a fost sentimentul? Nu pot să ți-l explic în cuvinte. Ți-a vibrat corpul. Cum? Mi s-au am lemnit. Deci am lemnit în sensul că mi s-au omuiat picioarele. Zici că eram într-un vis, nu mai știam nimic.
așa emoții în viața mea am experimentat. Ca! Nici când m-am îndrăgostit până. Ca! Ca! Okay. Așa. Și am intrat pe scenă, focusul era pe juriu, n-am văzut nici public, nici ce în stânga, nici ce în spate, nimic. Nici nu știu pe ce melodie am intrat, deci am uitat complet atunci, acum știu că am văzut ediția. Dar în momentul ăla nu știam nici, știu că a pus melodie, dar uitasem. Tot ce am vorbit cu juriu în momentul ăla, după număr, uitasem. Am început numărul, toate cele. Nu mă așteptam să iasă, deci sincer nu mă așteptam. Dar am început că, după ce am văzut că a prins, mi-a venit și mie curaj mai mare, știi? Și am început, nu mă mai interesa nimic. Da. Ha, eram eu cu juriu și atât. Corect. Pule! Ți-a ieșit super. Ca! Da, a ieșit fain numărul, nu mă așteptam. Te așteptai să-ți iasă așa? Ca! Nu! Ha. Ok. Nu. Și ai terminat fost... numărul. Da, după ce am terminat numărul, am vorbit cu juriu, mi-au pus multe întrebări. Au aplaudat, frate, deci sentimentul ăla să te aplaude cineva. Oricine. Exact. Eu am fost dansator, știi ce zici, tocmai dar e în inimă aici, în suflet. Așa, și ai vorbit cu juriu după? Buci! Nu mai, deci în momentul ăla eu n-am mai ținut minte nimic după ce am ieșit de pe scenă. N-am mai ținut minte absolut nimic. Dar mă rog, a venit după aia colegul de apartament Dodo, pe care l-ai cunoscut astăzi. Super, te salutăm Dodo, te salut. Ha! Și pe toată lumea, până la urmă numele. Foki. Foki. Andreea e Foki, după aia Diana e PC. Diana, Andreea, Foki, PC. Dar erau doi băieți. Dodo, era Dodo. Și încă un băiat. Iubitul, cred că la o tipă. Da, Bianca și Robert. Bianca și Robert, așa. Nu le-am reținut numele atunci că am făcut cunoștință rapid și eram și un pic buimat. Bun. Și a ieșit după scenă, a venit Dodo. A venit Dodo, m-a luat în brațe și m-a luat niște emoții, mai aveam puțin și boceam. Sincer. Din cauza faptului că mi-am dat seama că în viață, indiferent de ce problemă ai, poți să faci ceea ce vrei tu, atâta timp cât vrei. Că, pentru că tu ești singura persoană care te poate opri să faci ceea ce vrei. Exact cum le zic. Nimeni altcineva. Le explic oamenilor. Tu singur trebuie să te iei de mână. Hai înainte, conacule. Eu zic despre mine. Hai înainte. Nu vine nimeni. Vine familia, dar singurul responsabil pentru toate acțiunile tale și pentru viața ta tu ești. Și nu exact. În exterior. Exact. Deci cea mai frumoasă experiență din viața ta a spus. Până în momentul de față, da. Până în momentul de față. Dar nu mă așteptam. Nu mă așteptam. Dar cum era în capul tău, sincer? Cum? Zic... Cum era în capul tău? Cum îți imaginai? Eu mi-imaginam că, mamă, nu o să iasă nimic, o să mă fac de râs, că nu știu ce. Știi cum suntem noi oamenii, că prima oară punem partea negativă? Dar după aia am zis că nu mă interesează că ce-ar fi, mă duc să mă simt bine. Asta corect. A fost mentalitatea. Corect. Mă, nu știu cum poți să te mobilizezi așa, știi? Și eu mă mobilizez și lucrez la treaba asta de foarte mult timp, gen deja. Dar nu, am momente în care nu mă pot mobiliza, sincer, așa ca tine. Am și eu momente de genul și trag de mine, zici că sunt urs, deci trag de mine, dar am momente, cred că sunt și om, indiferent de... Scuze. Cum? Vreau să spun o întrebare, continuă. Zic că indiferent de atitudinea pe care o am, să zicem așa, știi, și de care o prezint, pozitivitatea, pe lângă partea aia, mai este și partea negativă, în care sunt momente în care e o viață și e normal să fie tu jos, știi? Că și uite, și ieri am avut o zi proastă, dar aia e. Mi-ai zis. Astăzi cum a fost? Ziua în general? Bă, au fost fine. Ți-a plăcut. Mă bucur că te-am cunoscut și mersi de tricou, e ce luați de la conacu. Nu contează. Mă bucur și eu că te-am cunoscut. Nu așteptam să fie așa de mâncate din cât treaba. Adică aveam multe emoții și zic, bă, mă duc, mă văd, ne-am văzut. De ce să ai emoții? La modul că, nu știu, orice om și uite, și când m-am dus, am livrat unui abonat în București, un puștan, știam că e puștan și am avut așa, când l-am luat în brațe și l-am pupat pe cap, am avut așa un sentiment. Da. Da, că e bine sentimentul e fain. Des, nu știu, eu la asta vreau să rămân și asta, ți-am explicat și ți-ai văzut astăzi. Cel mai bine cred că e să rămâi modest, nu e bine să fii genul ăla de om arogant, să ții arfe, să nu știu, chestii de asta. D'acord. E bine să fii modest. Și ți s-a schimbat viața, poți să spui că ți s-a schimbat viața după ai umor? Valeu, nici n-ai idee. Cum ți s-a schimbat? Zi-mi câteva astea. Deci, poți să aprind, nu? Da, n-am nicio problemă. Mâncați așa, pula. Nu. Da. Nu, da, nu. Nu, la modul că nu
eu am găsit o chestie de asta și o aveam în mână, nu știam de ce o am de la IQS, că am început să fumez și eu de asta după prietena ta, că mi-a zis că bă, fumează și eu am două de astea, dar nu, trei, iar pe patru. Ok, bun. Cum ți s-a schimbat viața? Zic câteva aspecte. Păi, pe lângă faptul că am început să devin, că sunt cunoscut și mă oprește toată lumea, nu neapărat toată lumea, dar mă oprește lumea pe stradă să facă poze, să vorbim, știi? Și în mare parte primesc foarte multe mesaje de la persoane, știi? De la follower și de la persoane pe care nu le cunosc foarte mult, în care văd mesaje de încurajare și de sprijin, știi? Ca o sinteză așa, cam mesajele, cam majoritatea mesajelor, cam ce temau? Încurajare de susținere. Încurajare de susținere. Se bucură că le dau inspirație și că le schimb modul de gândire. Și asta pe mine mă mișcă, știi? Pentru că am un impact asupra societății. Corect. Un impact pozitiv. Știi, eu ți-am zis și mi-asum treaba și mă împlinește. Da, eu ți-am zis și mi-asum treaba asta și în fața oamenilor, că i-am zis lui personal. Tu ești un gen, tu ești un precedent acum, știi? Poate mă exprim eu bine, dar, de exemplu, așa ceva n-am mai fost la televizor. Mie mă interesează și cumva mi-e frică pentru tine, doar să nu fie și alți oameni, pentru că sunt oameni în media, în zona asta de TV, care vor să se folosească de tine. Să se folosească la modul să obțină foarte, foarte mult și să te înjosească sau să te arate într-o lumină proastă. Eu asta aș vrea să nu reușească nimeni niciodată. Eu chestia asta nu o să accept. Dacă o să fie ceva, îți dai seama, în care ar fi vorba despre să fiu înjosit, nu merg, îți dai seama. Dacă e ceva plăcut, păi da, în care poți să prezint ceva plăcut, atunci poate să te momească, asta vreau să zic. Ai fost la Capatos? Sunt foarte atent. Da. Ai fost la Capatos? Genial. Deci, ți-a plăcut, nu? Da, au fost fain și la Capatos. Fiind live, a fost puțin mai ciudat. Mi-era frică. Mi-era frică, știi, să nu mă scap cu prostii. Oricum mă scăpam cu prostii. Dar mi-a zis și Dan că e ok, au plasat 15, știi? Da. Asta cum se numește, de avertizare. Pentru că mie mi-era frică să nu cumva să se trezească cu oameni de la CNA. Pentru că nu e bine nici pentru ei și nici pentru mine. Pentru că nu mă duc să le faci să le fac rău. Exact, da. Normal. Și Dan, înainte de emisiune, a venit la mine și a vorbit cu mine foarte frumos, bro. Deci, omul e super mișto. E plăcut și are bun simț. De-aia te întreb că nu e urmăresc emisiunea. Are bun simț și în mare parte toți care m-au abordat până acum de la Antena 1 au bun simț și apreciez asta enorm. Te-a abordat cineva de la altă televiziune? Da, însă momentan nu pot să merg. Până aștept să mă focusez acum momentan pe iUmor, să termin tot ce e de făcut acolo și să vedem ce iese. De-aia zic că să vedem ce iese, știi? Pentru că probabil o să fie concurenți care au talent, da? Și știu să facă stand-up sau au talentul lor. Eu nu vreau să câștig pentru că nu vreau să fiu pus într-un fel de ala de caz social, știi? Da. Nu. Pentru că nu vreau asta. Dar tu lucrezi la treaba asta? Cum? Ai lucrat la un număr? Lucrezi la un număr? Da, lucrez la un număr, mă pregătesc, că am o parte din număr în care văd ce este, știi? Repet, mă mai gândesc, mai vin idei, mai pun acolo ce este, modelez, structurez, ca să iasă cât de cât ok. Bun. E puțin ciudat să urmăresc un text din minte, chiar dacă îl învăț, pentru că sunt momente în care ticurile mă întrerup. Eu sunt cel mai mare heckler, știi? Eu sunt cel mai mare heckler al meu. Mamă, cum e asta, mă jur. Adică știi cum e ăsta de la stand-up, știi? Că e publicul, știi? Întrerupe comedianul sau actorul și artistul, dar la mine e invers. Eu mă întrerup pe mine. Băi, așa, ne-am deviat un pic de la. Deci te opresc cu oamenii pe stradă. Da, da, și astăzi și în București. Era un pic cu treaba asta, adică știi de treaba asta pentru că cumva făceai TikTok. Da, și de la TikTok mă opreau. Și nu aveam eu cine știe ce pe TikTok, știi, dar mă cunoșteau, mai ales în Brașov. Cum ți-a afectat apariția asta conturile sociale? Au bubuit. Ce înseamnă? Zi-mi niște numere, dacă vrei. Păi te gândește că înainte de iUmor aveam 60.000 pe TikTok. De follower pe TikTok, da. Acum am 120.000, deci dublu. Okay. Și încă crește. Ok. Pe Instagram la fel.
Și nu știu, e copleșitor, știi, când mă gândesc, când mă gândesc că totul a pornit de la un simplu clip informațional, știi, și după aia am zis că hai să fac ceva amuzant de treaba asta. Revenim la podcast. Deci așa e, știi, când te-am întrebat eu cum te-ai gândit tu să te duci. Și tu ai zis, salut, eu sunt Andrei, am sindromul Tourette și o să vă arăt nu știu ce. Exact, de acolo porni tot. Cum? Cum? Ai avut curaj să faci și treaba aia. Cum? Mi-era frică pentru că mă gândeam că o să fiu judecat, știi? Cum? Da, e pentru normal că... să-ți fii frică, Andrei. Na. E normal pentru că... Bune! Buci! Lumea în general asta face, critică. Știi? Și eu critic, și tu critici, ai momente care critici, știi? Evident. Tu îți faci treaba asta. Unii mai mult, alții mai puțin. Dar asta e firea noastră, să ne dăm părerea, să moară capra vecinului, nu a noastră, știi? Și tocmai de-aia ți-era frică, dar uite că ai trecut cu bine peste. Bun. Într-adevăr. Acum aștepți a doua emisie, ai umor. Când o să a doua etapă, da. O să fie prin, cred că prin noiembrie o să fie. Când o să apară la noi? Nu, filmările. O să apară la noi? Nu știu, sigur încă. Deci nu se știe. Nu știu sigur încă. Și am crezut că au un format cu emisiunea, mă uit online. Nu, încă nu știu sigur când o să apară, dar știu că prin noiembrie cam așa trebuie să mă duc din nou la filmări. Pule! Ai filmat chiar cu Ghiduș? Cum? Cu Ghiduș te-ai văzut? Nu, n-am apucat pentru că nu era în oraș. Uh-huh. Dar trebuia să te vezi. N-am apucat. Da, trebuia să mă văd cu el. Cine mi-a zis că te vezi? Și cu Clara Dinschi vreau să mă văd, însă aveam timp foarte scurt, aveam trenul de la 7, știi, și atunci n-aveam. Nu puteam nici să amânez biletul. Cât faci pe tren? 2 ore. Deci nu e mult, e ok. Din fericire. Dar e mult pentru mine, fac gălăgie în tren și... Te-a apucat să-mi spui astăzi, parcă, pe live, te-a apucat să-mi spui că a fost o experiență ciudată cu trenul astăzi, că era vagonul plin. Da, uleu. Ideea este că eu dacă sunt într-un public, știi, și sunt mai multe persoane, încep să fac mult mai rar, mult mai des. Okay. Mult mai urât. Deci te afectează dacă sunt unele persoane în jurul tău. Bun. Da. Și dacă sunt persoane pe care le cunosc, nu știu ce legătură are și cum, dar psihic, cumva, e mai ok. Și de ce? Cred că te simți confident, gen, știi? Confortabil, da. Ai ieșit engleza de mine, îmi pare rău, chat. Rău, chat. Let's go. Da, you have a little English. English of the ball, a corner from my... te simți mai încrezător, cred că de-aia, cu oamenii. Și începi să cunoști oamenii. Da, pentru că mă acceptă și atunci, în momentul ăla, știu că pot să fiu eu. Fără să mă gândesc că, mamă, oare ce crede ăla? Da. De ce se uită ăla la mine? Și așa mai departe. Corect. Da, nu știu. Deci, ți-am zis, pentru mine ești o fascinație. Eu să mă bată mama, dacă nu... Eu n-aș fi, 100%, aproape 100%, să zicem, lăsăm 1%. Cred că n-aș fi fost la fel de luptător în locul tău. Cred că m-aș fi complăcut în situația asta și m-aș fi plâns de mine, 100%. Bă, nu știu ce să zic, știi? Eu știu și cred. Ai mai cunoscut oameni? Chiar. Cum? Ai mai cunoscut oameni cu sindromul? Da, mai știu o persoană. A, tot doar așa, că și doar trebuie tot o persoană mi-a zis că știe. O persoană cunosc, cu Tourette, care stă aproape de orașul meu, Mircea Ciuc. Însă ne vedem puțin mai rar, pentru că noi dacă ne vedem... Mamă, este nebunie. Da, pentru că eu dacă văd că face așa, fac și eu mai tare, știi? Da. După aia ne imită unul pe altul, ne dăm trigger, știi? Și... E cum ți-am dat de grasă să cer scuze încă o dată, nu am știut, chiar nu am știut. Deci numai gata, nu mai gata. Nici să nu zici, să nu-l zici. Nu. Auzi? Dar știi ce m-a mișcat? Că e mental și are legătură cu auzul treaba asta. Pentru că tu cumva, gen, dacă nu auzi, nu reacționezi la treaba aia, știi? Și cu văzut. Și dacă văd, că există. Da, și dacă vezi? Da, ok. Scuze. Am văzut că erau câțiva pe chat care făceau treaba asta și am dat acolo ascundere că... N-am văzut, din fericire. Spune-ne ce planuri ai pentru tine. Pentru tine ca... Pentru Andrei. Ce planuri are Andrei pentru el? Vreau să mă focusez acum 100% pe content. Pune! Poftă de muncă. Cum? Poftă de muncă. Exact, uite, da. Poți să le explic oamenilor un pic? Pune! Da. Deci fiți atenție. Eu la un moment dat, că asta se întâmplă și cu el, eu la un moment dat mă complăceam în situația asta, adică cream content, făceam content așa, gen bun nivel basic. Filmam ceva azi, mâine, editam, tot așa.
nu aveam poftă neapărat, bă, să fac într-una content. Și apoi când am avut un feedback pozitiv din, fața, din partea voastră și din partea oamenilor, pofta s-a crescut și s-a înzecit, deci, bă, a ajuns așa de mare încât zi de zi nu îți vine altceva decât să faci content, să creezi content, să muncești, să le arăți oamenilor, să interacționezi cu oamenilor. Pentru că noi de asta facem treaba asta. Între mine și Ion de la Colț nu e nicio diferență. Sunt om, două mâini, două picioare, chiar dacă el are un ochi mai mic, unul mai mare. Dar chestia asta pe care o facem noi, cum o fac eu, cum o face Andrei, eu cred că noi o alegem. Și o alegem și poate ar fi un pic egoist din partea mea sau să nu fiu îngânfat, nu vreau să aveți impresia asta. Suntem înzestrați cu treaba asta. Tocmai chestia asta ne propulsează înainte, faptul că voi ne susțineți și vă rog să ne susțineți cât puteți voi, adică stați înainte. Atâta timp când vă facem să râdem, să râdeți, m-au luat chestiile, sau atâta timp când ne facem treaba bine. Când deraiem, e normal ca un om să deraieze, spuneți-ne. Băi, vezi că e deraiat. Exact. Dacă omul nu vede chestia asta din partea comunității, înseamnă că s-a pierdut el cu firea lui. Așa, ce planuri ai pentru tine, Andrei? Pule! Deci, cum ziceam, în mare parte... Stai puțin. Puci. Ok. Să nu te abții, trebuie să nu-ți fie rău ceva. Nu mă abțin. Okay. Pule! Deci, în mare parte, eu vreau să mă focusez 100% pe content. Și pe TikTok, și pe YouTube, pe unde pot. Pala! Suntem parți. Da, acum cum le am și pe amândouă, oricum vreau să le fac pe amândouă. Vine și Instagram-ul, vin mai multe chestii. E o nebunie, gândește-te că după apariție mi-a explodat totul, știi? Și sunt multe mesaje și vreau să răspund la toate mesajele. La toate. Și nu cu mesaj text, asta am încercat așa, dar nu o să poți, îți zic sincer. Nu mai poți, pentru că fiecare vrea altceva de la tine. Și vrei să te împarzi, dar nu poți. La un moment dat te încarci cu extrem de multe informații și nu mai poți. Încerci să faci un triaj, o să vezi. Mm-hmm. Să faci un triaj. O să vină un om. Până atunci încerc să le răspund atât. Corect. Asta am făcut și eu. Bine, și nu. Sau dacă intru live, măcar să vorbesc cu ei, știi? Da, asta da. Fă mai multe live-uri, să știi. Asta te ajută. Că nu vreau să țin legătura, pentru că într-un fel e și... Ok, să zicem așa că pe lângă faptul că sunt aici pentru un motiv, da? Pentru că am tureci și pentru că fac contentul ăsta amuzant, dar cumva e și meritul lor pentru că ei m-au ajutat să cresc, știi? Întotdeauna eu asta încerc să le și asta apreciez. Băi, orice cifre avea, oamenii te-au dus acolo, nu tu singur. Dacă nu ar fi oamenii, noi nu am existat, tocmai de-aia trebuie să punem foarte mult accent pe oameni. Da. Cool. Who can do that? Îți dai seama că fiecare are mentalitate diferită și atunci n-ai cum să schimbi. Corect. Băi, Andrei, sper, fii atent aici. Ce zic? Buci. Vreau să facem, sper să ne vedem la episodul 3. Știi cum? Ok, o ultima chestie ca să nu uit. Nu știu ce părere au oamenii, dar vreau să vă zic atât. Dacă am evitat un pic contactul cu camera sau... Bine, oricum la podcast evitam contactul cu camera, că mă uitam în monitoare la om. Dar nu am vrut să-l deranjez sau cumva gen să mă vorbesc, pentru că am fix camerele unul sub alta acum, una sub alta. Și n-am vrut să mă uit la el când avea ticuri să nu se simte așa. Tocmai de-aia, mă rog. Bun, fii atent, sper să ne vedem la episodul 3. În postura... Ești finalist acum, nu? Da. În postura de... Nu știu, uite, ai zis că nu vrei să nu știi dacă o să câștigi sau, mă rog, cum ai zis tu. Rămâne de văzut. Da, să ne vedem dacă nu putem din postura de câștigător, ci din postura unui om care a mai adus câteva milioane de zâmbete pe buze. De acord. Asta vreau. Deci în final o să faci treabă bună. Ai auzit? Eu încerc. Pinky swear? Pinky. Să ne vedem și mai curești. Da, clar, îți dai seama. Băi, nu uitați, toate socialele noastre sunt acolo în descriere, și ale lui și ale mele. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și acum și sper din tot sufletul. Sper din tot sufletul, dacă faci o treabă bună, să-l susțineți în finală. Cum puteți voi acolo? Bam, 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 pe mesaje, pe orice. Vă rog frumos să faceți treaba asta.
Op, stai că te-ai blocat. În mare parte, cam tot timpul le zic, știi, și pe live și pe peste tot unde apuc să vorbesc cu ei, că le mulțumesc tuturor pentru sprijin. Eu nu mă uit la cameră pentru că eu văd în offside, știi, și poate... dar în mare parte vreau să mulțumesc pentru sprijin și nu mă aștept niciodată la rezultatul ăsta și apreciez enorm. Adică. Keep it up. Eu am fost Colacu, el a fost Andrei, sper să ne urmăriți acolo, să ne susțineți. Ne vedem la podcast cu numărul 3 sau la alt video, alt clip pe viitor, poate alături de Andrei. Poate facem și noi un sketch. Facem cu drag. Vă pupăm. M-am salutat.